matematică. Hai. Așa, este tema. Pentru acasă. Era pentru acasă. Clasa A. A patra. Un test, nu? Da, test 120. Determinați numărul x mic egal cu. X egal cu cine? 400 împărțit la 8. 400. X egal cu 400 împărțit la 8. X egal cu... Da. Egal cu... 400 împărțit la 8. Împărțit la 8. Minus 3 plus 4 într-o paranteză rotundă. Minus 3 plus 4 într-o paranteză rotundă. Ori, deschideți o paranteză pătrată. Da. 42 împărțit la 2. Împărțit la... 1 plus 2 într-o paranteză rotundă. 1 plus 2, așa. Închide și paranteza pătrată. Egal. Deci x egal cu ce? Adică să facem calculul ăsta. Ce da. Mai vor. Ne facem un plan de lucru, știți cum am făcut una și altă dată. N-am făcut la clasa a patra. Sinteza zilei. La 5-a. La 5-a n-am făcut-o cum o luat cu chestiunea acelea. Dar ce am făcut acolo? Hai să scriu sinteza zilei, că uit. Sinteza ori. Pentru clasa A. Orei. Nu știu dar la răspunsul. Clasa A. 5-a. A fost așa. Compararea două puteri. Compararea a două puteri cu baze cu baze și exponenți diferiți. Daria. Doi. Deci compararea două puteri cu baze și exponenți diferiți. Ce mai fost acolo? Teorema împărțirii cu rest. De tipul A plus B egal cu nu știu cine și A împărțit la B rezultă câtul 56, zic, și rezultă câtul egal cu 3 și restul câtul 4, parcă, și restul 3. Așa. 3. Probleme prin metoda figurativă. Deci probleme. Metoda figurativă. Așa, 4. Metoda în false ipoteze. Ipoteze. Și Cristi, mai fost câte ceva, iartă-mă că m-am luat cu tema aceea și n-am fost foarte atent. Cred că o să mai văd eu. Dar pe baza asta, cred că poți să-l dezvolți și tu. În sfârșit. Am uitat. Așadar, mă întorc la lecție și spun așa. X egal cu... Egal continuă aici, ca să nu mai scriu X egal X. Poți să scriu și așa. Echivalent. X egal cu... Hai să facem așa. Hai, Cassandra, te rog. Ei, deci 400 împărțit la până de 50. Bun. 50 minus 7. Minus 7, foarte bine, ori. Ori 7. 40 împărțit la 2 ne dă 21. 21 împărțit la 3 ne dă 7. Deci ori 7, da. Da, și ne dă 50 minus 49 ne dă 1. 50 minus 49 egal cu 1. Sunteți de acord cu asta? Da. Excelent, ce repede ai lucrat ca asta. Foarte frumos. Foarte frumos. Da, eu bravo, Iovita! 2. Aflați numărul A din egalitatea. Deci, aflați A din egalitatea. 1000 împărțit la. 1000 împărțit la. Paranteză pătrată. Și una rotundă. 11A plus 238. 238. Închideți paranteza rotundă, împărțit la 2. La clasa 5-a, bine acolo. Da. 138 împărțit la 2. Da, da, închideți paranteza rotundă după 238.
Aha, aici. Da, împărțit la 2. Minus 5. Da. Închideți și paranteza pătrată. Egal cu 8. Egal cu 8. Davide, vă spun de lucru. Gata. Ai plan de lucru? Da. Deci, notăm toată paranteza asta cu cine? Cu P. Cu P. Ah. Și apare echivalentul. 100 împărțit la P. 100. Cu B, mă, hai, cu P. Cu B, da? P. 100. Împărțit la B egal cu 8. Egal cu 8. B egal. 1000, domn profesor. A zis, da, a zis 1000. 1000 am zis. 1000, eu am fost de atent. 1000. 1000. 1000 împărțit la 8. Deci B egal cu cine? 1000 împărțit la 8. 1000 împărțit la 8. B egal cu 1000. Că tu știi din teorema împărțitului, că de împărțit egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul, dar restul este 0, deci B egal cu 1000. B egal cu 1000 împărțit la 8. Și egal cu, cât ar face? În 10 odată, 20. Da. În 20 de 2 ori. Da, 2 ori 8, 16. Rămâne 4. 40. Deci 125. 125. Deci pe B, ăsta tot B, dar toată paranteza este 125. Și scriem asta. Cum scriem? Zi, vorbește. 100... Nu, 11. 11 a. Deci, da, 11 a. Plus 20. Plus 238. În paranteză împărțit la... Împărțit la... Daria. Daria împărțit la... 11 ani, în paranteză împărțit la 2. Da. Este egal minus 5. Minus 5. Este egal cu 125. Egal cu 125, că asta este paranteza. Corect. Da. Da? Și acum 125. Și acum luăm P minus... Ok, hai să luăm P. Deci, D minus 5. Deci toate astea o notăm cu D până aici, da? D minus 5 este egal cu 125. Deci D minus 5 egal cu 125. D este egal cu 125 plus 5. Și egal cu 130. Și întoarcem. Cine era T-ul? Deci, profesor, șterg 11, da, da, da. 11A plus 238. 11A plus 238 împărțit la 2 egal cu 130. 130. Acum, și acum, Cassandra? Deci, 130... Nu, stai. Da, 11A plus 238 egal cu 138. Deci, 11A plus... 238. Hai să facem împărțirea casa. Că 238 împărțit la 2 poți să faci. Da. O, e dată. E paranteză, domn profesor. Da. Unde, unde e paranteză? E paranteză, domn profesor. Ah, domn profesor. Foarte tare. Bravo. Ați văzut că punctează și profesore, ce faci? Ai grijă că e paranteză și nu am pus-o. Atunci paranteza asta să notăm cu un C. Da. C împărțit la 2 egal cu 130. Deci C împărțit la 2 egal cu 130. Unde rezultă, da, vede? Că C va fi egal... Rezultă că C va fi egal cu 130 ori 2, care ne va da 260. 260. Atunci, Daria, facem ce? C, adică 11 ori A, este egal cu 230. 11 A plus 238. Da, este egal cu 260. Că asta a fost ce eu notat. 11 A. Lucrează, lucrează. Păi am lucrat. Bravo. Deci de aici rezultă că 11 A este egal cu 260 plus 238. Și 11 A este egal cu 22. Deci valent, 11 A este egal cu 22. De unde rezultă, Cassandra? Și 22 împărțit la 11. Deci, ai, nu, A egal cu 22 împărțit la 11. Și egal cu 2, da? Și l-am aflat pe A. Foarte tare. A egal cu 2. Corect. Ștergem mai departe. Te rog, Da, exercițiu 3. Vedem ce se ștergem. E mai mare exercițiu, așa aveți nevoie. Și că, Davide, avem de muncit aici. Ei, da. Nu, dar ca în carte, Davide? Mi-a dat ca acolo răspunsul? E și răspunsul. Hai mă, zi, mi-a dat? Da. Oh, deci, Davide, cu ce tristețe în cuce. Am dat, am dat corect? Da, și mai bine nu-i dădeam, nu? Vă zic audio. Ori nu?
Noi vrem să trăim bucuria, să ajungem la rezultat de fiecare dată, da? Corect. Da. Normal, nu e bun. Ia să vedem. Exercițiul numărul 3, domnul profesor. Exercițiul numărul 3. Fie numerele. A, 4 de abarat. Deci fie numărul. Ce? A, de 4 ori, barat. A, barat. Virgulă. AB, tot un număr de 4. Da. Așa. După aceea, 4 de B. B. Da? Și BA. BA. Da. Așa. Unde B mic este egal cu A plus 3. Deci despre B mic facem precizarea că este egal cu A plus 3. Corect. Aflați diferența dintre cel mai mare și cel mai mic dintre numerele considerate. B, cel mai mare și cel mai mic. Păi nu știm care e cel mai mare și cel mai mic. Da, știi care e cel mai mare și cel mai mic. Păi B, pentru că spune că e de 3 mai mare decât, cu 3 mai mare decât A. Deci, da, domn profesor, să se dea idiotul. B e cel mai mare număr. Eu cred. Păi aflați diferența dintre cel mai mare și cel mai mic dintre numerele considerate. Și cel mai mic e A. Și cel mai mare B. Domn profesor, e adevărat ce zic copiii ăștia? Stați puțin, deci pot să vă arăt? Ia, dar zi cum ai judecat. Păi, dacă noi luăm pe A, acum dau numere. Dacă noi luăm pe A1, și B adică B-i mai mare sau ce vrei tu B-i să B-i mai mare cu 3. Nu știu asta. Să vedem. Dacă A egal cu 1. Așa luăm. Deci pentru A egal cu 1, B-ul trebuie să fie obligatoriu cât? 4. Și în situația asta, care sunt numerele? Să le vedem. Numerele sunt 1111. Da. Apoi avem 1414, adică A-ul e 1 și B-ul este 4. Da. Apoi. Apoi ce mai avem? Avem acolo B-ul 4.444. Și avem 4.141. Sunteți de acord cu asta? Da. Deci B-ul și apoi luăm 2 cu... Și cel mai mare pare să fie 4.4.4. B. Și ultimul care ar putea fi, pentru că nu se întinde până la infinit. Ar fi 9.9.9.9. Ba nu. Pentru că 9 plus 4 cât e? 9 minus 4. Eu spun că A... 5. A este 5. Da, cel mai mic număr ar putea nu, să fie A5. Nu, dar A6 și B e 9. Mă duc până la A egal cu 6. Păi se scrie pe toate situații. Ba nu, n-am zis cu A egal cu 6. Ba, da, dar cine spune că nu? Hai să vedem. Stai puțin, pentru că ne dă un număr de două cifre. Nu, și noi avem acolo doar o cifră. Că îi zice... B-ul este A plus 3. Și dacă luăm 6 și cu 3... A, 9. De ce nu? Da, de ce? Why? 9 putem? Asta merge. A, dar înseamnă că putem și A2. Sigur că, dar toate trebuie luate în discuții. A2, 3, 4, 5, 6. Luate în discuții. De fiecare dată facem diferența să vedem ce se întâmplă. Ia să facem acum diferența dintre 4, 4, 4 și 1, 1. Suntem... Deci 4, minus 1, este egal cu 3. Domn profesor, ai zis să aflăm doar diferența. Păi am făcut diferența în situația asta. Am înțeles. Da? Da. Ok, din nou, A egal 2. A egal cu 2. Și B egal cu 5. B egal cu 5. Și așa e greu. Atunci vom avea 2200. Da, Cassandra? Atunci vom avea 2522. Da. Apoi 5555. Da. Apoi 5255. Da. 5255. Apoi 5252. Da. Diferența dintre 555. Hai să vedem. Minus 2. Știu, dar am o chestie. Diferența dintre 5, 2. 3. Ba, da, mereu 3. Asta e problema.
Păi va da mereu. Va da mereu pentru că unul crește cu unul și celălalt tot crește. Eu nu cred. Eu cred că va da mereu. S-a mai demonstrat odată. Pentru de ce? Că... Nu, de ce? Că diferența între 3 și normal că o să ne dea 3333. A, B minus A e tot timpul 3, ziceți voi. Da, că diferența între 3. Mai facem. Că diferența, că B este mai mare decât A cu 3. Dar bine zici că zici la dat direct la 6 și la 9, zici, dacă nu sunteți. Păi 9999 minus 6669 tot prim. 6666. Asta e diferența, domn profesor. Așa e sigur, nu? Nu e mai încurcă. Da, sigur. Nu mai facem și 1 și 2 și... Oh, nu, hai, nu, hai nu, să facem în general. Nu. Deci, practic, trebuie să scădem din în A, general, A, 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 din BBBB. B, B, B. Din BBBB, B, 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 da? Care e mai mare. Deci trebuie să scădem din BBB, B, B, de 4 ori, B, B. Minus A, 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 în general, A, A, A. De câte ori? De 4 ori. De 4 ori. Și să vedem cu cât este egal. Și dacă devedim că va fi 3, 3, 3, 3, în general, deci în general, pentru că s-ar putea să găsim un Toma necredinciosul care spune, ba eu nu cred. Mama este aceea. Da, eu mama Toma necredinciosul. Ok, deci punem. Haideți să demonstrăm. Cum? Acum luăm pe A3 pentru că este următorul. Păi nu, avem. Nu, în tot caz particular. Tot caz particular. De ce? În general, mama, uite cum păi spune asta, profesor. După, după... Ce ne dă? Păi cine-i da? BBBB, după formula aceea? Păi BBBB, este un număr de 4, 5, 3, 4. Păi uite, B egal cu A plus 3, înseamnă că BBBB egal cu A plus 3, 3, 3, 3, 3, nu? Da! Uh-huh. Păi A plus 3, A plus 3, A plus 3, adică tot numărul ăla A... Trebuie să spun așa, în loc de B de aici, un A plus 3. Uh-huh. Într-o paranteză. Da. Apoi... Ori A plus 3. Vechi, nu-i ori. Nu, vecina său, da. Care înseamnă A plus iar, 3. Da. Și era A plus 3. A plus 3, atenție minus A. Da, da, da. A plus 3 și bară deasupra. Că pe deci, A nu știm. Exact, este un, număr, este un număr format din 4 cifre, dar aici este A plus 3, A plus 3, A plus 3, A plus 3, minus A, 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 A. Minus A, A, A. Și acum ca să demonstrăm mama, rămân doar 3. Pentru că, uite, A, A, deci noi l-am luat pe primul A din paranteză, gata, l-avem și acolo. L-am luat pe celălalt, l-am luat pe celălalt, l-am luat pe celălalt. Dar nu pot să spun, nu știu, nu înțeleg așa. Vreți să vă explic dacă este diferența dintre acele... Bă, lasă-mă celălalt. Deci lăsați-ne să vă explicăm. Pentru că noi suntem copii isteți. Haideți să vedem. Deci... Dumneavoastră, ați scris acolo A plus 3, A plus 3, A plus 3, A plus 3 minus A, 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 A. Și noi acolo având 4 de A și 4 de A într-o parte, din aia, luăm aia și rămâne nu, nu așa, nimic. Din aia luăm aia. Tot l-am înțeles. Nicio. Cum faci? Din aia luăm aia. Deci din A, avem acolo A într-o paranteză. În A, avem A. Adică ce cifră e aia? Și A plus 3 avem. A este o căsuță, să spun. A, da, da, e cifra cui asta? A ziua unităților, a zicilor, a sutelor, a miilor. A miilor. Păi am putea scrie A plus 3 ori 1000. Corect. Abia și o să zic acolo, domn profesor. Deci egal mai departe. A plus 3 ori 1000. Plus. Plus A plus 3 ori 100. Plus A plus 3 ori 100. Plus A plus 3 ori 10. A plus 3 ori 10. Plus A plus 3. Plus A plus 3. Minus. Să desfacem și picerul la domn profesor atunci. Așa mă gândesc. Da. A ori 1000. Corect. Minus A ori 1000. Ați înțeles copii? Și pune într-o paranteză. Minus A ori 1000. Minus B. 1000, domn profesor. Minus A. Hai să scriem. Scrii, Mirdai. Oh my God. Oh my God. Și păi cum să nu? Formula generală. Deci asta e demonstrația riguroasă. De fapt. Așa că am observat noi câte ceva. Toma e credinciosul lângă noi. Da. Și da, eu nu cred. Nu ar trebui să știu. Dar nu zice că e diferența între ele. Să vedem concret. Să vedem așa. Când te gândești. Să vedem ce mai mare număr de cifră. 9. Hai, te rog. 9 minus 3 ca să scrie. Dar ea scrie. La matematică e pe demonstrație, nu e pe vedem. Am observat, ok. E foarte bine, dar trebuie scris relația în general și vei vedea cât de frumos apare greșit. Corect. Deci este egal cu A plus 3 ori 1000, plus A plus 3 ori 100, plus A plus 3 ori 10, plus A plus 3, până așa, A plus 3.
minus A ori 1000 plus A ori 100, așa vine? Mm-hmm. Plus A ori 10 plus A. Și las paranteza închisă. Uitați-vă la domnul profesor unde a pus paranteza, că minusul ăla din fața. Minus, minus A A. Da? Normal. Hai să desfacem, domnul profesor. Și egal mai departe cu. A plus 3000. Nu. Nu? E distributivitatea. 1000 ori A 1000. Atenție, se mulțește cu 1000 atât pe primul, pe A, cât și pe 3. Corect. Că zicem 7, 7 pe lângă 3 plus 5 înseamnă 7 ori 3 plus 7 ori 5. Da? Fie că pe 7 îl scriu la început, fie că ducem la sfârșit, tot același lucru. Distributivitatea așa lucrează. Și atunci vine... facem A ori 1000. A ori 1000 plus... A 000. Nu, scriem 1000. Nu putem să zicem A 000. Da. Deci, să zicem A ori 1000. Deci 1000 A. 1000 A. Deci, A ori 1000 sau 1000 ori A. Cum ați scris aici? A ori 1000. Lăsăm și așa aici. A ori 1000. Plus cât, Daria? Plus... A ori 100? A, nu. Dar mai avem încă 3 ori 1000. Minus. Plus 3 ori 1000. Plus 3 ori 1000. 3000. Distributivitatea, n-am terminat aici. Plus deci 3. Cu 1000 se mulțește și A și 3. Plus 3000. Plus 3000. Plus 3000. Plus A ori 100 plus 300. Bravo. A ori 100. Te prind, da? Plus da. 300. Plus... Ba da. Plus A ori 10 plus 10. A ori 10 plus 10 plus 30. Plus 30 aici, da. Plus plus A plus 3. Plus A plus 3. Corect. Minus, minus. Pot să scriu aici minus A, A, A. A, A, A. Revin la scrierea dinainte. Ah, eu nu am terminat. N-am terminat nimic. Egal mai departe cu. Ce înseamnă A ori 1000 plus A ori 100 plus A ori 10 plus A? Cum s-a scrie? A ori 1000 plus A ori 10 plus A ori 100. 100 plus A ori 10 plus A. Ce înseamnă? Ușor. Zi-mă ce înseamnă. Păi îl scoatem pe A în factor comun. Am putea, dar uitați aici. Cum se scrie A ori 100 plus A ori 10 plus A ori 100 A ori 1000 plus A ori 100 plus A ori 100 1100 1100 11 nu, se scrie A, A, A. Păi copii, ce-a fost mai înainte? A fost numărul ăsta minus A, A, A. L-am scris ca fiind A plus 3 ori 1000 A plus 3 ori 100, A plus 3 ori 10, care asta e cifra 10-lor, și aceea e cifra unităților. Și minus A, A, A. Eu l-am scris desfășurat ca să mai fac o negheșiță în continuare. Descrierea unui număr desfășurat. A ori, A ori 1000, plus A ori 100, plus A ori 10, plus A. Mai unde v-ați pierdut? Că e clar că nu mai urmăriți. Nu mai urmăriți. Unde, unde v-ați pierdut? Nu înțeles. Păi da, domnul profesor... Gata, insist încă o dată. Eu trebuie să insist. Datoria mea este să insist pentru că voi înțelegi, da? Deci ok, am înțeles prima parte. A ori 1000, ok. A ori 100. Și de acum, de aici ce mai fac? Unde A ori 1000, plus A ori 1000 ori 3 face 3000. Nu, 3000. Da, scuze. 3000, da? Uite, plus A ori 100, plus 3 ori 100, plus 300, da? A ori 4000. A ori 10, plus A ori 3, plus 30. Ia fiți atent la domnul profesor. Gata. Vă rog să mă urmăriți ca să vedeți că e sumă de frumos. Da. Un pic de răbdare, că se termină și foarte repede dacă sunteți atenți. Da. Că deocamdată ei refuză să mai da, zic. Da, ăsta nu-l vor, vedeți? Da. Care e problema de ogresmă? Păi acum vă dă rezultatul ăla din 3333, domn profesor. Eu am o idee. Dar lasă nu mai avea o idee, hai să terminăm pe asta întâi. Dacă tu ai o altă idee în timp ce nu lucrăm, înseamnă că mă faci praf, mă dai exact. peste cap pe mine. Insistăm încă o dată. Flavia, tu ești în concert, Casandra, ești mai atentă astăzi și te rog să faci de baftă pe ei, că nu sunt atenți. Dovadă că ești mai atentă, reluăm de aici.
Deci, din ceea ce am știm foarte bine, este vorba de cifra asta, a plus 3, mulțit cu 1000, că este cifra miilor aici, nu? Deci am mulțit că sunt 3 zerouri după ea, vine a plus 3 ori 1000. Apoi, zice, plus cifra sutelor, a plus 3, ori 100. Pe urmă, a plus 3, ori 10, 10 că e cifra 10, și pe urmă a plus 3. S-a înțeles scrierea asta? Da. Ca să fie și mai clar, vă rog, 2752. 2753. Vidali. Să scrie cum? Se scrie 200 2 ori 1000. 2 ori 1000, da. Plus 100 ori 7. Sau 7 ori 100. Da. Plus 5 ori 10. Așa. Plus 3. Asta am făcut și eu, copii, aici. Am zis A plus 3 ori 1000. Am făcut desfășurat. Da, desfășurat. Și acum, de aici încolo, am aplicat proprietatea de distributivitate a mulțirii față de adunare. Asta am înțeles. Unde v-ați pierdut? Deci a scăzut un profesor iar a labarat? Acolo n-ați mai înțeles? Nu, am înțeles că e același lucru când scria o răbunță. Sigur că da. În loc să fiu l-am scris de șoșoan și m-am revenit. Tot la a. Bun, mai departe, domnul profesor. Acum, domnul profesor, ia atenție. Vă invit acum, suntem aici. A ori 1000, plus A ori 100, plus A ori 10, plus A. A cine este? E numărul de zi, coro de A. Nu există A, asta, asta vroiam de la deci voi. Asta, deci ăsta de subliniat, cu ăsta de subliniat, cu ăsta subliniat. Așteaptă. Este. Adică A este 1111. Că doar nu deci asta e mai, David, un pic. Deci cine este el? A zi Cassandra. A, deci toate chestiile astea este subliniat. Linia, domn numai ce subliniat. A. Perfect. Nu, degeaba ne-a făcut domn profesor la 1100 plus A. Taci un pic. A. Deci este egal cu A. Rezultatul a ceea ce însemnat ăștia de aici încadrați. Da. Da? Cine a mai rămas? Ia să vedem, domnul profesor. 3.000 plus 300 plus 30 plus 3. Plus 3, care dă? Are 3.333. Deci, plus 3.333, minus în continuare ăsta. Minus A. Și este egal cu 3.330. A, de aici se termină cu ăsta. Și face 3.333, indiferent ce A și B folosim. Nu. De abia acum ați demonstrat diferența. Așa trebuia făcut. Așa. Păi da. Pentru că ori făceam toate cele 6 cazuri, corect. Ori așa. O singură dată, dar așa. O singură dată, așa. Ați înțeles? Cum vă convenea să facem pe toate cele 6 cazuri? Nu. Sau o singură dată așa. Așa. Păi, o singură dată așa. De-aia trebuie să fiți un pic atent. Ții ce fi să mai repede, că păi. Simplu. Sigur că da. Eu l-aș fi scris numerie. Tu remers pe varianta scriam pe toate. Muncitoresc. Nici acolo nu era. Era bine, dar mai dar consum mai timp. Mult timp. Consum mai mult timp. Că aveai de 6 ore astea. Deci trebuia să scrii o dată, de două ori, de patru ori, patru, cinci. Nu e mult. Dar dacă vreți să o refuz nici pe asta, măi copii. Asta pe mine mă întrebă. De ce refuzați? Să faci una de asta și poate tu nu știi. Asta e chestia. Cassandra. Deci noi avem de analizat în fața acestui exercițiu două posibilități de rezolvare. Una, aceea în care epuizăm toate cazurile cele 6. Dacă nu le pun pe toate, domn profesor. Dacă una a lăsat-o atunci... Vedeți? Atunci e grav. Dacă una... Faza este că dacă trebuie să aplicăm metoda asta, că dacă avem numerele... Mai multe? Ce faceți? A, B este egal cu A plus 1000. Poftim. Atunci le facem chiar pe toate. A, păi, dacă se vedea B egal cu A plus 1000, să zic bine. Poate, nu se poate, zic, clar. Să zic. Da, A plus 8 putea să vei. A plus 8, da. Cel mult A plus 8. Da, le făceam noi acolo. Și la A plus 8 îți plăcea foarte tare. A, ba nu, că era 1 și 9 și gata. A plus 1 dacă îți A plus 2 dacă îți dădea. Da, sau plus 1. Sau A plus 1 sau A plus 2, ați fost mai multe cazuri. Da. În final, Cassandra, Davide și cu Daria, voi trebuie să înțelegeți că ne-am aflat în fața unui exercițiu
care presupunea două variante de lucru. O variantă era analiza tuturor celor șase cazuri, în care de vezi noi, nu? Cele șase cazuri. Și o altă variantă era scrierea în general, în clipa asta, de fapt am înglobat toate cele șase cazuri. În loc să le fac pe cele șase, spuneam. După ce se, atenție, după ce se sizați că AAA e cel mai mare față de BBB. Nu, e cel mai mic? Sau AA e cel mai mic, da? Și BBB e cel mai mare. După observația făcută că BBB e cel mai mare față, deci trebuia să spuneți, între ăsta și ăsta și ăsta mai mare, cel, între toate trei, între toate patru, ăsta e cel mai mare și ăsta e cel mai mic. Deci aveam, înainte de făcut cazul ăsta, trebuia dovedit, matematic, că, e mai mare. Că BBB e mai mare decât Și atunci, abia atunci făceam diferența asta de reală. De aceea, voi aveți... Atenție, nu logic. Nu, așteaptă. Acest e logic, trebuie scris. Exact. Daria, nu, Daria, te rog tare mult să mă urmărești. Taci. În condițiile în care observația ta e făcută, trebuie și materializată pe hârtie. Pentru că corectorul, el corectorul, n-are de unde să știe, tu cum gândești tu. Acest e logic, e ca și cum spune, ce vrei mai mult să spun eu, autorul, dar nu poți să discuți așa, ce vrei mai mult să spui. Tu trebuia să iei pe BBBB și să-l desfaci. Și să-l desfaci și să arăți că e mai mare decât și decât ABAB și cât decât BABA, că despre AAA cu adevărat e cel mai mare, pentru că... Cel mai mic. Măi, BBB ăsta parte mai mare. Da. E mai mare pentru că B-ul este A plus 3. Din observația asta, clar că ți-a putut. Dar trebuia să-l compara și pe AB cu AB, B și BA cu BA. Abia atunci te apuci și faci demonstrația generală. Încât, pe varianta în care cele șase cazuri le facem și înlocuim concret, tu îi arăți lui că 5, 5, 5 e mai mare și cât 2, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 2. Deci se văd că situația asta este minus asta. Așadar, ambele variante consumă timp. Ne întoarcem. Deci după ce am făcut o analiză atentă, ambele variante consumă timp. Asta pare să meargă mai repede, dar ascunde comparația dintre BBBB și ABAB și BABA, care trebuie dovedită concret. Păi dacă îmi pui acolo A plus 3, domn profesor, A plus 3, că e B, un da, B, asta, A plus 3. Măi, Mihaela, între ăsta și ăsta am înțeles că este așa. Aha, aia trebuie și între BABA. Dar între ăsta și ăsta două. Aha. Deci trebuie puțin din amândouă, gen? Da, trebuie amândouă. Deci comparat ăsta cu ăstea două și cu ăsta de ăsta. Din metodă, adică... Vreau să spun că dacă ne ducem pe metoda asta, care se pare că înglobează toate cele șase, mai ascunde ceva în plus. Mai ascunde faptul că trebuie dovedit că BBB față de ABAB și față de BBABA e cel mai mare. Încât mă întorc și spun, la nivelul vostru, aș fi mers pe varianta scrierii celor șase cazuri. Da? Deci, între una și cealaltă, nu-i mare diferență de data asta. Ba mai mult, aici este destul de dificil lucru. Trebuie să ai multă experiență, trebuie să ai o chestie de finețe. Pentru că A3 este așa cum spuneam Daria. Deci ce mai îmbați capul, profesore? Este AAA plus 3333. Minus AAA. Și atunci ăsta și cu ăsta care duci și faci 3-3. Da, dar nu puteam eu să înțeleg deodată chestia asta, decât după ce i-am desfășurat și îndată distributivitatea și îndată se vede treaba asta. Dar acest îndată, iată că vă sumă și presupune un nivel de inteligență destul de bun. Dar ce face pro forma aici? Face comparații între una și cealaltă. Și vă spun un lucru.
analiza asta, Daria, hai, fii atent, că ai moment de pasivitate. Și știi că eu nu mi-e la îndemână. Îți spuneam că între cele două metode facem comparații, discutăm atent și facem o judecată corectă încât să vedem care dintre cele două mai avantajoasă. Și am spus, la nivelul vostru, aș mers pe varianta asta după ce am descoperit 1, 4, 2, 5, 3, 6, până la 6, 9, se vedeau desfășurate numerele. Și făceam și pe așa. Și mergea mult mai la îndemână. Zice, e mai ușor. Am zis, se vedea 4, 4, 5, 5, minus 2, 2, da, și rămâne 3, 3, și era totul perfect. Pe când partea asta altă presupune mai întâi hotărât, stabilit că între B, 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 B și astea alte două vecine, ăsta e cel mai mare pe baza a ceea ce înseamnă A plus 3. Iar asta consuma timp. Și numai după aceea scriem că din cel mai mare, adică din B, 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 scădem pe A, locuind aici A plus 3, A plus 3. Mai multe lucruri, dar este... să dați înapoi când vedeți că e mai mult de scris sau să vă... Nu, că învățăm din fiecare, dragilor, din fiecare chestiune învățăm că e ceva frumos, interesant. Deci, mă întorc. Grav este când avem câte o problemă care are un singur mod de rezolvare. Aceea care are un singur mod de rezolvare te ghesui foarte tare, pentru că tu trebuie să ai o singură modalitate de lucru, ai o singură modalitate și trebuie să nimerești pe chestia aceea. Da. Dar dacă inventezi una? Poftim? Dacă inventezi una. Ce, să inventezi o metodă? Păi da, dar să inventezi una corectă. Să aibă și logică. Da, trebuie să fie una care se ducă la rezultat. Dar așa. Adică dar nu trebuie să rezolvăm probleme primul rând. La orice problemă nu este mai multe cu de rezolvare. Sunt probleme, cele mai dificile probleme sunt cele care au un mod unic de rezolvare. Sunt și probleme cu un mod unic de rezolvare și acelea sunt tâmpite, foarte tâmpite, că dacă nu piști pe ideea autorului, ai murit. Da? Da, poate ai și acel noroc mic să dai o variantă corectă sau să adui niște noi la nimereală, cum mai fac eu câteodată și este rezultatul. Păi da, da, nu. Flavia. Cassandra. Cassandra. Nu mai mergi pe la întâmplare, că asta a fost o dată. Dar acum voi ați descoperit că venind la prof online, el nu acceptă nici o clipă. Să facem, ce să facem cu aceste două numere? Le-a dus sau să-i mulțesc sau să-i împart? Da. Dau și eu o idee acolo. Hai să vă văd aici. Așa. Înainte de a... Da. Vă rog tare mult. Am așa că B egal cu A plus 2 și comparați toate numerele de formă. A, 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 A. B, 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 apoi A, B, A, B, apoi A, B, A, A, B, A, A, apoi B, A, 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 și A, B, A, un alt dat, A, B, B, A și B, 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 A. Și din cel câte am dat? 2, 4, 6, 7. Și din cel mai mare scădesc pe cel mai mic. Da? Din cel mai mare scădesc pe cel mai mic. În relația asta, că B egal cu A plus 2. Asta ca temă pentru acasă. Să vă jucați. Și vedeți voi, am preluat de și dinainte, l-am dat cu A plus 2, diferența, și am construit aici mai multe numere decât au cerut autorul, sigur și A și B, B, și aș vrea să le faceți prin cele două variante. Prin două. Păi două, adică... Da, știu, a prima și a doua. Și prima și a doua, da? Prima și a doua. Mai întâi, urmărind... Urmărind... Dar le-ai pus
Știi ce am spus eu până acum? Daria, ce am spus? Păi, ne-ați spus că avem ca temă să facem aceeași lucru cu B egal cu A plus 2 prin ambele variante. Întrebare, veți avea mai multe cazuri sau mai puține? Mai multe, zic eu. Multe, da. Cu cine va începe? Cu A egal cu 1 și B este 3, apoi A 2 și tot așa. Până, până unde? Până la, stați puțin, 7 și 9. A-ul este 7 și B-ul este 9. Corect. Și le aveți pe toate cele 7 situații. De fiecare dată scris în dreptul lor numele acestea și vedeți care e mai mare, care e mai mic și descădeți și veți vedea care e diferența. Bun. Mergem mai departe. Calculați. 2A plus 5B plus 3C. Calculați. 2A plus 5B plus 3C. 2A plus 5B plus 3C. Știm că A plus B egal cu 3. Că A plus B egal cu 3. Da. B plus C egal cu 5. B plus C egal cu 5. Am o idee. Ai o idee? Da. Deci, dacă eu am aici A, B și B, C. A plus B. Da. Și atunci A2, A, stai să vină și profesor. 2A de unde? Nu, îți spun eu, stai. Să vină profesor. Da, zi. Da, de ce? Pentru că îmi furez ideea. Nu îți fai aici 15 secunde. Nu mai sunt 15 secunde. Spune, sunt 15 secunde. Mami, ai închis cămăruța. Ai închis camera? Îl gel. Ai zis proful. Nu, n-a zis. S-a dus să închidă domn profesor centrala, nu camera. A. Deci A plus B egal cu 3, B plus C egal cu 5. Spune-mi... Noi m-am gândit că putem să facem că 2A plus 5B este egal cu, cu 30. Pentru că facem 2 ori 3 ori 5. Why? De ce? Că avem 2A. Iată ce se face. Și 5B. Iată de ce. Acum de ce? Că zi luăm culegerea, care are rezolvarea în culegere. Ok, și el are acolo tot. Ok, știi de ce? Pentru că facem cam așa. Nu, dar eu zic de ce. El zice de ce? De ce? Îți spun acum. Nu, dar pentru întrebarea de ce el felicita. Pentru că eu, dacă am acolo, nu, ne spune că A plus B egal 3 și B plus C egal cu 5. Dar de unde știi tu că C e 2 ori 5 ori 3? Stai puțin, că nu știi ce am vreau să fac. Te rog. Că A plus B, dacă facem să vedem acolo că face 2 A plus 5 B, facem 2 ori 3 ori 5. 2 ori 3 ori 5, totuși nu înțeleg. Nu, nici eu nu. Nu, dar nici e corect. Da, e imposibil. Hai, nu vreau să te repet. Daria, vreau să te convingi și tu că noi avem nevoie de 2A plus 5B plus 3C. Și tu ai zis că faci 2 ori 3 ori 5. Nu. Păi cum nu? Nu. Păi zi atunci, acolo ai spus. Am la rezultat 3. Și dacă eu aici am 2A plus 5B egal cu 3. Nu, e egal cu 3. Este egal cu 3 ori 2 ori 5. Nu, Daria. Nu e argument. Hai să spun de ce. Că tu numai A plus B egal cu 3. Și dacă zici 2A și 5B face 3 ori 2 ori 5, este greșit, că nu văd de unde se apară. Ar trebui să apară, nu știu, pentru trebuie. Că, de exemplu, dacă eu am 1 plus 2 egal cu 3 și dacă am, apoi am 5 ori 1, adică 5, 2 ori 1, adică 2, plus 10, de 12. Și eu acolo o să am acel 3, am zis. 3 ori 2, 5. Și 3 ori 2, 5. O să ai o situație particulară. 3 ori 2, 5, nu mai dă 5, 12, domn profesor, deci nu-i corect. Ia să vedem. Dar e altă soluție. Eu zic așa. Să scăpăm de 25 ori și 3 și să facem așa, A plus B plus C, ne dăm un număr, nu știm.
Și facem așa, 3. Că noi bine că n-avem rezultat. Domn profesor, da. Nu m-aș gândi să fac asta. O secundă. Dacă am avea rezultat, o să urmăm pe Daria, pe Casandra. Casandra încearcă ceva. Casandra, aș vrea să insiști, pentru că mi se pare că tu te apropii bine de problemă. Deci, tu sesizezi... Că am putea să scoatem 2, 5 și 3 și am avea doar A plus B plus C. Aaa, hai să scrim așa. Deci să scrim așa. A plus A. Deci în loc de 2A, A plus A. În loc de 5B să scriu plus B, plus B, plus B, plus B, plus B, de 5 ori. De 5 ori. De 2 ori. Și plus 3C, adică să spunem 3C, plus, adică C plus C, plus C, de câte ori? De 3 ori. Și nu mai departe cum. Păi un A cu un B, cât e? Să-i unim. Un A cu un B. Oh, să facem o echipă. Faceți un A, domn profesor. Un A cu un B. Un A cu B. De 3. Facem așa, de 3. Ia hai să vedem. Un B plus C. Un A cu un B. Uite, fac de... zic așa. Un A plus un B. Da. Dar tăiați-i ca să știm că i-am pus, care i-am pus. Exact. Un A și un B, da? Ia uitați-vă. Da, i-am făcut perechi. Plus. Mai pot lua un A și un B. Da. Da, A, B și apoi o să ne luăm. Puțin casa plus un A și un B încă o dată. Tăiați-i, domn profesor, ca să știm ce am luat. Îi dai și pe ăsta așa. Bun. Plus. Plus B plus C. Corect. Un B. Și un C. Un B și un C. Corect. Plus B plus C. Plus. Apoi plus B plus C. Încă o dată, B plus C. Și plus. Oh, iar un B și un C. Excelent, B plus C. Am știut. Deci odată o avem așa, odată o avem așa. Și le știm. Asta o știm, asta le o știm. Le știm și calculăm. Deci de două ori am pus B. Și 5 plus 5 plus 5. Deci am fi egal cu de două ori A plus B. Plus de 3 ori B plus C. 21. B plus C. Wow, și face de 2 ori A plus B, de 2 ori 3, da? 2 ori 3. 6 plus 15. Plus 3 ori 5. 3 ori 5. Excelent. Plus 6 plus 15, 21. 21. Măi copii. Excelent. A fost formidabilă ideea. Da, domnule, trebuie să mai am o întrebare și a doua variantă. Am putea să prind doar un A, un B și un C? N-am un B și un C, dar n-am A plus un B plus un C cât este. Dar nu, adică, stați. Cu cine da, ajuta? A plus un B plus un B plus un C. A plus un B plus un B plus un C, adică A plus 2B și plus un C. A plus 2B plus A plus C, egal 8. Da. Asta aș putea face. Casandra, le iată ce spune, ce spune Daria. Deci, adunăm peste a fi așa, un A plus 2B plus un C și fac 8. Corect. Un A plus 2B și un C. Și acum, de aici. Noi avem 2A plus 5B. Noi avem acolo 2A plus 5B. Și care e desfășurat. E desfășurat. Da. Adică A plus B plus B. Deci vine A plus 2B. Adică B și B plus B. Plus 2B. Plus un C. Asta e o echipă. Plus. Tăiați-le. Da. Ar trebui să scriu din nou desfășurat. Nu, o faceți în rotund, domnul profesor. Așa. Deci eu o să fac în felul următor. Un A. Un A de aici. Da, faceți în rotund. Nu, dar cu altă culoare. Altă culoare. Da. Stai un pic să vedem cât să îi luăm așa. Un A. Un A. 2B. 2 de B. Da, și un C. Și un C. Bun. Pentru prima echipă. Mai luăm o dată un A. Iarăși un A. 2 de B. Mai avem o dată. Da, un A. 2 de B. Iar 2 de B. Și iar un C. Și iar un C. Corect. Deci două ori echipa asta, domn profesor, o aveți. Și a venit de două ori echipa asta. Da, și mai rămâne un B și un C. Și mai rămâne un B. Excelent. Și așa. Deci mai rămâne un B și un C. Deci mai rămâne un B. Și un C. Hai să vedem. Și ăla. Și un C. Corect. Deci plus un B plus un C. Plus un B plus C, corect. Și de 2 ori A plus 2B plus C face 2 ori 8, 16. 16, da. Plus 5. Deci face 16. Plus 5.
că B plus C este dat deja 5. 16 cu 5 face 21. Nu așa mare. Da. Corect. Excelent. Dar cum e ușor, așa sau așa? Da. Are importanță cum vă place, cum vă place vouă, ochiul vostru, dacă spune că e mai ușor așa. Tu, ca Sandra, ai alergat după A plus B plus C, spuneam că nu A plus B plus C, ci A plus 2B plus un C. De ce? Că 2B la adună mai, da? Da, de pe aceea am dat seama corectă. Dar acum să fac să te prind în problemă, că altădată ești foarte tare, dar ai o formă de pasivitate. Nu-mi place chestia asta. Vreau să fii prezentă în probleme. Stai cu fața la tablă. Da. Picioarele înăuntru. Da, ești aici. La clasă mâine nu poți să stai la clasă așa cum vrei tu. Stai cu spatele la profesor, să stai cu nu știu ce, stai cu nu știu cum. Da? Deci atenție multă. Suntem la clasă. Facem și ghiștiu ăsta. Este profesorul de la clasa a 5-a de mâine când ne comportăm cât se poate de corect. Următor exercițiu. Dăm voie un pic să mai zis. Deci, ce a fost esențial, Davide? Zi-mi tu de aici. Când am grupat. Acest 2A am zis eu A plus A. În loc de 5B am zis plus B plus B plus B plus B de 5 ori. Nu vi se pare că aici a fost cheia problemei? Faptul că l-am desfășurat pe 2A ca fiind A plus A. Da? Și pe 5B am zis B plus B plus B plus B de 5 ori. Și pe ce de 5 de 3 ori, îndată m-am uitat la relații date, A plus B și B plus C, și am văzut câte relații de A plus B pot face, 3, și câte pot face de B plus C, încă 2, și totul de aici a curs cât se poate de firesc, normal. Sunt atât de fericit că am reușit. Iar ca Sandra a spus așa, și totuși eu insist pentru o echipă de A plus B plus C. Răspunsul a venit îndată de la Daria, care a spus A plus B plus C nu, dar A plus 2B plus C, da, A plus 2B plus C, pentru că adunând 2, sunt 2 de B și un C, A plus 2 plus B plus C, este bine și iată am reluat cu albastru și am văzut că A plus 2B plus C, putem face câte echipe de astea două, ne mai rămâne un B plus C și iată că am ajuns la răspuns corect. Păi ți-a plăcut, mă? Da. Așa, mă. Zi da cu toată convingerea ta. A fost foarte frumos exercițiu. Trebuie să remarcăm că din ce în ce mai frumoase exercițiile. Am putea și noi compune un exercițiu. De fiecare dată mă gândesc. Vreți să compunem un exercițiu de genul ăsta? Rămâne să vă gândiți acasă. Da, să compuneți. Da? A, și mâine o să... Nu, mâine. Joi venim? Joi o să vă derutăm cu totul. O, știu. Am mai pățit-o, așa? Joi venim. Să vedem. Avem sărbare. Da, ce sărbare, că noi... Mergem mai departe. Tu vii, Daria, da. Mergem mai departe. Aflați toate numerele X, Y, Z barat. Aflați toate numerele. Deci X, Y, aflați. Z cu proprietățile. X, Y, Z. X, Y, Z, da? Da. Barat, da? Cu proprietățile. Așa încât. Amic. X, Y, Z se împarte exact la 5. X, Y, Z se divide la 5. Da, pe ultimă cifră. Așteaptă un pic. Să fie 0 sau 5. Da, neapărat. X, virgulă, Y, virgulă, Z, virgulă sunt cifre consecutive. A, B, o altă condiție. Da, evit, da. X, virgulă, Y, virgulă, Z, consecutive. Consecutive și X ori Y ori Z egal cu 60. Și a treia condiție. Nu, asta e la B, să știi, domnul profesor. Tot la B, da? Consecutive și X, Y, X ori Y ori Z egal cu 60. X ori Y ori Z egal cu 60. Las puțin, că n-am scris. Scrii. A, în același timp să îndeplinească condiția. Da? Da. Toate numerele. Păi da. E ușor. Gata, știu. Gata. Poți să dau o idee? Nu. De ce? Nu, pentru că eu n-am înțeles problema. Nici eu. Mai citesc odată. Mai citesc odată, domnișoare. Da? Aflați toate numerele X, Y, Z cu proprietățile. X, Y, Z se împarte exact la 5. X, Y, Z sunt cifre consecutive și produsul lor este 60. Profesor. Ia uitați-vă. Nici eu n-am înțeles, domn profesor. Lăsați-ne să vă explicăm. Să și eu.
Pentru că... Explicați-mi. Deci, nu, 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 taci. Lasă și pe Davide. Fetele primele. Gata. Mă gândeam că spui că nu. Poftim, Daniel. Deci, nu pot să existe nume, și noi știm că orice număr se împarte la 5 dacă are ultima cifră 0 sau 5. Deci, și odată îndată căpătăm informația că Z este 0 sau 5. Și așteptați să spui domnul profesor. Și numărul e 2 și 6. Taci, taci! Nu! Stați mai puțin să vă zic, domn profesor. Da. Deci, Z este... Z aparține mulțimii 0, 5. Ori 0, ori 5. Corect. Așa. Și de să decidem acum. Noi. Stați puțin, noi mai aveți. Că X, Y și Z sunt numere consecutive. Așa. Și că X ori Y ori Z este 60. Deci, și ce numere consecutive pot să dea până la 0? 3, 4, 5. Până la? Deci, până la 0 nu există. 3, 4, 5. Avem, deci, X, Y și Z este 3, 4 și 5, 5. Adică 3 este 45. Și dacă noi facem 345 este egal cu 3 ori 4 ori 5, care sunt 12 ori 5, care ne dă 60. Și 345 împărțit la 5 este egal cu, intră de 6 ori, și ne dă 30, 45. 45 și intră de 9 ori. Se împarte exact și ne dă și 60. Corect, rezolvat. Un număr, dar zice, aflați toate numerele. Stai. Păi nu mai există. Nu mai există. Nu mai există, că nu se împarte, nu se mai împarte niciunul la 5. Păi da, voi a zis 3, 4, 5, eu văd că Z-ul ăla poate să fie și 0, domn profesor a scris acolo. Da, da, nu, pentru că ce numere consecutive, ce numere consecutive dau 0, mama? Ce numere consecutive, Z-ul să fie la sfârșit, cel mai mare, în ordinea asta. Poate să fie Z-ul 0? Minus 0. Păi înmulțit orice număr, mulțit cu 0. E 0. Aici v-aș fi vrut să punctați. Da, deci atenție. Deci Z-ul nu poate să fie 0. Z-ul nu poate să fie 0 niciodată. Tăiați. Tăiați că vă faceți rușine. Gata, gata. Am și renunțat, nu văzut nimic. Da, da. Z-ul și varianta 5. Deci sunt foarte... Deci numai Z-ul egal cu 5. Da, numai număr. Atenție. Deci Z-ul egal cu 5. Da. Și atunci aș merge înapoi. Y-ul poate să fie în condițiile astea 4, că Z-ul îți spune că e cel mai mare în ordinea asta, da? Da. Deci de aici rezultă că Y-ul egal cu 4 și că X-ul egal cu mai mică unitate decât el, egal cu 3. Deci cum am acceptat pe Z, 5, Y-ul e 4, X este 3. Și abia acum controlez și varianta dacă X, Y, Z face... 5 ori 4, 20, face produs 20 ori 3, 60. Într-adevăr. Și să știți că nu mai există altele, pentru că... Dacă Z ar fi 5, Y poate să fie 3 și X 2, nu se poate, pentru că 2 ori 3, 6, 6 ori 5, 30. Concluzia, Cassandra, ce părere ai? Să e judecată, vine problema? Da! Foarte. Bine, da? Și alt număr nu mai există. Nu, pentru că doar că Z poate fi doar 5, dar tot... Și acum, de aici e problema de luptă. Câte vreme Z-ul e cel mai mare, așa în ordinea asta. Nu putem să luăm 6, nu putem să luăm 7, 6, 5. Da. Da, așa este, m-ați promis. Dar 435 nu poate să fie? Ia să vedem, 435. În primul rând nu e consecutiv. Nu știu, mă. Dar nu e consecutiv. Că nu e consecutiv 435. Că X, și 3 ori 4, zic ei. 4 ori 3 și 3 ori 4, zic ei. Și că e 345, dar nu există. Dar aici înseamnă că dacă nu ești consecutiv. Sunt consecutive, atenție copii. Faptul că sunt consecutive înseamnă că cel din fața lui este cu unul mai mare decât cel necăpăcete. Dacă el autorul îi dă în ordine asta consecutive, puteați să ne dea și în altă ordine. Dar nu degeaba zice și X, nu degeaba zice, domn profesor, imediat, X, ori Y, ori Z, înmulțirea cum este? Comutativă.
da, este și... Dar asta e asta, da, dar cifrele sunt consecutive. Este cert, fără nu cade. Da, dar cifrele sunt consecutive, nu mai respectă regula. Dar vici 3 și 4, tot 3 și 4. Da, dar păi nu, da, nu sunt consecutive. Trebuie să fie una după alta, mulțimea după totală, ca și proprietate. Trebuie să fie una după alta număr, mama. Stai puțin să, domn profesor, am nevoie de un explicație de la dumneavoastră. Dacă ai un pic de răbdare. Da, Daria, ia urmărește un pic. Deci el spune că sunt consecutive ca valori consecutive. Deci ca valori consecutive, adică el zice așa, despre Z, ce părere ați dacă se divide la 5? Ce variante? 0 sau 5? Nu încape 0. Pentru că, în primul rând, nu poate să fie 0 datorită faptul că produsul este 60 și produsul nu are cum să fie, dacă una dintre ele este 0, produsul ar fi 0. Corect. Și atunci, ai în gheață Z-ul egal la cu 5 pe poziția asta de aici, dar am voie să și schimb cifrele. Dar acum să luăm logic. Că dacă noi la o problemă avem cifre consecutive, adică dacă ne-ar da acolo X, dacă ne-ar da acolo Y, virgulă, X, virgulă, Z, sunt consecutive, atunci spun și eu că ar fi asta înseamnă și Y, 4, X, 3, Z. 4, 3, 5. Dar nouă ne dă și ordinea care să le punem ca să fie consecutive. Deci, Daria, hai să înțelegem așa. El, autorul, spune că e vorba de faptul că aici fac 60 și 4, 3, 5 tot așa fac 60. Și în componență, cifrele astea sunt consecutive. Sunt consecutive. Cifrele sunt astea. Ba da. Nu în ordinea asta. Nu în ordinea asta. Păi da, da. Deci autorul spune cum am luat noi 3, 4, 5. 3, 4, 5. Este o variantă. Secundă, Daria. 3, 4, 5 este o ordine în care sunt așa consecutive. În ordinea asta, noi am acceptat sau fost amânat că în ordinea în care sunt date aici să fie consecutive. Dar autorul este mai larg în raționament și spune așa. Și 4, 3, 5 poate fi un număr, spune el, 435, pentru că cifrele aici din componență sunt niște cifre consecutive, adică nu în ordinea asta consecutive, ci pur și simplu ca prezența lor, deci, în formarea numărului. Să vă conving. Avem la un exercițiu. A, B, C se împarte exact la 5. A, B, C se împarte exact la 5. Numerele mele sunt consecutive. Asta înseamnă că X ori Y este egal cu 3 ori 4. Că sunt consecutive, dar și cu 4 ori 3. Da, dar stai puțin. Dacă eu am 123, ele sunt consecutive. Dacă eu pun 213, nu mai sunt consecutive, pentru că nu este unul după altul. Și nu 200. Este, că dacă eu am 213, noi, când am auzit numărul consecutiv, dacă sunt consecutive, pare ziceți voi, da. Dar când auzi un număr, cuvântul consecutiv și nu mai e niciun par sau mi-i par lângă el, trebuia să ne spună cifre consecutive. Da, așa se zice, măi. Este cifre consecutive. Așa se zice. X, Y, adică sunt cifre consecutive. Și dacă eu pun 4, 3, 5, 3 este mai mare cu 1 decât 4. Să luăm că oricât sunt cifre. Atenție. Dar spuneți că sunt cifre consecutive. Cifre consecutive. Așa. Dar nu în ordinea unități, zeci, sute. Nu face precizarea asta. Nu. Deci nu face facem... precizarea. Ba da, pune virgulă. Spune X, X, Daria, pune virgulă. Nu zice X, cifra sutelor. Pune virgulă. Deci pune păi așa. Dar nouă ne spune aici că X, Y și Z. Adică păi X, da, dar după aceea la condiția a doua, uite-te cum am scris. X, virgulă. Păi Daria. Da. Virgulă și Daria, n-ar fi mai avut rost condiția de aici, condiția asta că produsul face 60, este pentru a elimina varianta Z egal cu 0. 0, corect. Prezența, condiția asta, reelimine Z egal cu 0. Și că Z-ul rămâne 5. Iar celelalte două cifre
sunt consecutive, nu în ordinea asta, Daria, nu în ordinea asta. În orice... Ci ele lângă 5, 3 și 4, sunt cele două cifre care sunt în consecutive, dar nu în ordinea asta puse, ci și în ordinea 4, 3, 5. Mulțite dau 12, 3 ori 4, dar și 4 ori 3 tot 12 dă. Deci, faptul că aici tu înțelegi consecutive în ordinea asta în care apar ele, este o slăbiciune exact. Pe care picăm în capcana asta foarte repede, cum de fapt și am și căzut exact. De la bun început, da? Dar acum am revenit și spunem așa, faptul că sunt cifre consecutive până la 5 cel mult, ca poziție aici e clar că Z-ul rămâne pe cifra unităților 5. Da. Așa. Nu degeaba zicea, aflați toate numerele, domn profesor, vedeți? Sigur. Aici, clar, deodată mi zicea că nu poate să fie numai un număr. Da. Deci autorul cerând mai așa, cerând așa, înseamnă că și ordinea 4, 3, 5, 5 este valabilă. Deci voi descoperiți că Z-ul e 5 și numai 5, și X ori Y, că asta vă mai rămâne, din X ori Y ori 5, dar cu 60, X ori Y, Y ori 4, dar și 4 ori 3. Deci rămâne clar că nu face referire a faptul că sunt consecutive, exact, cum am produs. Exact, și nu mai vor să mai... Da, da, gata. Da. Asta-i. Deci nu numai în ordine asta, ci pur și simplu ele, luându-le separat și rotindu-le, ele, într-o ordine pe care o acceptăm noi 3, 4, 5, sunt consecutive, dar și că sunt 3, 4 și 5, tot consecutive sunt aici. Corect. Da? Deci am putut forma un alt număr. Cele două numere, acestea sunt. Pentru că condiția este ca numărul X, Y la A, X, Y, Z să se divide la 5 și 435 tot se divide la 5, sunt parte la 5. Sigur că. Deci, vedeți condiția... în ordinea aia, Daria, X, Y, Z, vezi, sunt parte la 5 și sunt parte. Și unul și celălalt sunt parte la 5, 5, pentru că 5-ul stă pe poziție aici. Corect. Da, iar... Dar la a doua? Nu s-a același rezultat. Nu, dar nu trebuie să dea același rezultat, nu îi dă și rezultatul, zici doar să se împartă ambele numere. Adică toate numerele pe care noi le găsim se împartă la 5. Se împartă la 5 și produsul lor să fie 60. Și produsul lor să fie 60. Și este adevărat, așa trebuie văd. Deci există aici capcana asta în care ne ducem doar în sigur număr. Și iată și numărul celălalt poate fi văzut. Și vedeți când vă dă autorul, aflați numerele și voi vă gândiți că e numai unul. Măcar două ar trebui să le gândim, nu? Măcar exact. Două și iată două. Aoleu, ne-am dus într-o oră și șapte. Oprim acum. Da.